Curtea interioară a mănăstirii Tismana părea neîncăpătoare pentru credincioșii veniți să asiste la slujba de Sfânta Maria Mare. Încă de la primele ore ale dimineții, noriașii au venit să ia parte la slujba oficiată de un sobor de preoți. Mulți însă au ajuns încă de ieri la mănăstire, unde au și înnoptat. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Credincioșii s-au rugat astăzi pentru sănătatea lor și a familiilor lor. Am venit la Sfânta Slujbă să ne rugăm și noi pentru sufletele noastre, pentru necazurile noastre și pentru să luăm și noi apă sfântă. Veniți în fiecare an? Nu, n-am mai venit de mult. Dar e o sărbătoare importantă pentru noi creștini. Da, e foarte importantă, da, foarte importantă. Ce faceți cu apa sfințită pe care o luați? Bem dimineața pe nemâncate, aruncăm prin curte, prin casă. Ați venit cu un grup, ați spus? Da, da, cu pensionare. Ați asistat la slujbă? Da, da. O sărbătoare importantă pentru noi? După cum se vede. După cum se vede că toată lumea... Da. Pentru ce vă rugați astăzi? Pentru sănătate, pentru copiii noștri, pentru nepoți, pentru toată lumea. După ce au asistat la slujbă, oamenii nu au plecat acasă până nu au luat o sticlă cu apă sfințită, leac miraculos pentru toate bolile, după cum spun credincioșii. Pentru sănătate. Luați acasă, nu? Da, da, da. Cum se folosește? Bem dimineața pe nemâncată. Este o apă miraculoasă, așa cum spun majoritatea? Sperăm să fie o apă, că de asta am venit. După slujbă, pelerinii au urcat la târgul organizat în fiecare an în Poiana de la Tismana de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.